ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu lumea. Întreb și eu așa, ca un muritor de rând și poate... Adică s-a schimbat ceva față de ceea ce am discutat acum o lună în legătură cu lumea, cu războiul? La mulți ani. La mulți ani. Și dumneavoastră și celor care ne privesc. Da. Suntem într-o etapă nouă, ca să zic așa, dar nu chiar atât de nouă ca mai fost în ea. Războiul acesta, sigur, bătălia aceasta are mai multe războaie. Acum suntem într-un război, dacă vreți, în care a mai fost, impresia mai este, după episodul Lugansk, dacă vă aduceți aminte, atunci când Ucraina era într-un impas, rușii luaseră Luganskul. Occidentul s-a mobilizat și expresia formală, cea mai acută a acestei mobilizări, a fost primirea de sisteme HIMARS. Sistemele HIMARS foarte performante, care au reușit să schimbă geografia kinetică, chiar strategică. Rușii au trebuit să plece din anumite zone, inclusiv insula Șerpilor, pentru că nu le mai puteau apăra. S-au făcut retrageri strategice presați de armata ucrainiană. Deci s-a schimbat geografia. Momentul a fost de partea Ucrainei. E bine, orice naș își are nașul, cum spun experții militari, orice armă poate fi, într-un fel, mă rog, nu neapărat anulată, dar contra-replică la această nouă capabilitate ucraineană, schimbare de strategie, etc. Iată că suntem într-un moment în care HIMARS nu a mai fost suficient. Iarăși vedem o mobilizare occidentală fără precedent, vedem un soi de paralizie comunicațională care a început la Kiev odată cu ambiguitatea legată de Soledar, a căzut sau n-a căzut. Kievul a ținut morțiș că nu. Acolo se vedea un pic panică în comunicare, pentru că inclusiv Institutul pentru Studiul Războiului, care poate fi acuzat de orice, dar nu poate fi acuzat că n-ar fi simpatic cu Ucraina, inclusiv această instituție a dat aproape cert că Soledar a căzut. Acolo s-a văzut, deci, repet, panica ucrainiană. Vedem o mobilizare fără precedent în partea diplomaților occidentali care se întâlnesc ca un viespar diplomatic. Să zicem furnicar, că viespar sună așa. Furnicar, iertați-mă. Viespar. În sensul că e și, și nu, mai... Am înțeles, dar viespar suna cumva, avea un acord, sens peorativ. Și da. Mulțumesc, niciun caz. Da. Începând de la... șeful, primul soldat, cum zic americanii, șeful statului major, care se întâlnește cu Zaluzin, generalul, șeful statului major ucrainian, în Polonia și discută 2 ore, n-a ieșit nimic din acea discuție, până la delegație oficială de la Pentagon civil la Kiev, Rammstein se întâlnește, reunirea la Rammstein de vineri, care înseamnă că vine secretarul apărării americane și se întâlnește cu coaliția de voință, 50 de state care să sprijine Ucraina. Deci suntem iarăși în această intrare în accelerație, pentru că trebuie să fie furnizat ceva nou. Acest ceva nou se pare că este bătrânul tank despre care se spunea înainte de acest război că nu e o armă de război, trebuie renunțat la el. Tank sau tanchete, urmează să vedem. Deci asta vreau ca să închid și să... Deci suntem în faza în care Occidentul iarăși trebuie să pluseze sau, dacă vreți, să sprijine Ucraina pentru ca o schimbare pe teren să fie posibilă în favoarea Ucrainei. Această mobilizare pleacă doar de la... faptul că le trebuie o armă nouă, tancuri și așa mai departe, sau și de la informațiile care vin în ultima vreme că rușii urmează o nouă descindere, o nouă cotropire, până la urmă, o nouă ofensivă. Ne-am discutat asta din decembrie în presa occidentală, presa mare, The Economist, interviul lui Zaluzhin, șeful statului major al armatei ucrainiene, ei vorbeau despre posibilitatea unei strategii ruse de tipul războiul II mondial, când Stalin, atacat de germani, și-a retras toată industria de apărare dincolo de Ural și a construit apărarea și pe urmă a revenit împotriva germanilor cu succes. Generalul Zaluzhin vorbea despre faptul că rușii pot să pregătească o asemenea tactică, 150 de oameni din cei mobilizați, despre care mobilizare generalul Zaluzhin a spus că a fost un succes. 150 de oameni care nu au fost trimiși pe front și care sunt acum pregătiți. 150.000 de oameni din cei 318.000 care sunt acum în pregătire. Undeva după Urali, puneți ghilimele de rigoare, deci și care pot să fie pregătiți pentru o ofensivă, contraofensivă, cum vrem să o numim. Sigur că ideea asta plutește în aer.
Deocamdată, până la acea ofensivă sau contraofensivă, cred că trebuie reglate lucrurile pe teren. Și aici vedem o intrare în accelerare și pe partea militară și pe partea diplomatică, care însă are și un apendice despre care se vorbește mai puțin. O întrebare pusă lui Serghei Narîșkin, care este șeful serviciilor de externe, serviciilor secrete externe ale Federației Ruse, o întrebare sigur întâmplătoare. E posibil să vă întâlniți, vă veți mai întâlni cu Stephen Burns, care este șeful CIA-ului american, și răspunde: da, este posibil să ne întâlnim, urmează să stabilim data. Prin urmare, asistăm la o nouă întâlnire și pe acest canal. Am mai avut unul la loc în Ankara. Apropo de asta, ideea că nimic despre Ucraina fără Ucraina, sigur că e un pic nuanțat aici, pentru că acolo nu va fi Ucraina la masă, dar șefii celor două servicii secrete externe se vor întâlni. Aproape cert. Deci, dincolo de toate aceste negocieri, o să avem și un canal de discuție între Washington și Moscova. Ce va ieși de acolo, sigur că nu știm. Dar e clar că este o dinamică diplomatică aproape fără precedent. În contextul ăsta, urmează să vedem ce va fi la Rammstein și ce se va oferi Ucrainei. Repet, în situația în care pe teren lucrurile nu merg strălucit din punctul de vedere al părții ucrainene, cel puțin, și în condițiile în care încep să apară și prin Uniunea Europeană diverse voci care nu știm dacă sunt libere sau mai puțin libere, acreditate sau neacreditate. Păi, stați puțin, în seara asta am auzit o declarație a premierului Duda, premierului polonez, care spune că deja occidentalii sunt pe punctul de a nu mai sprijini ca până acum Ucraina. Iar ministrul de externe al Austriei vorbea despre o pregătire pentru o relație cu Rusia după acest război. Problema declarației ministrului externe al Austriei nu e că a făcut-o el. Austriecii au făcut multe lucruri de genul ăsta. Problema este dacă a făcut-o de capul lui sau de capul altuia. Pentru că drama este că ar fi o naivitate să ne gândim că Uniunea Europeană nu se gândește și așa. Nu că se gândește numai așa, nu se gândește și așa. Multă lume gândește și așa. Gândește și așa în contradicție sau în comparație cu declarațiile Ursulei, care în permanență și astăzi a avut o întâlnire la Davos cu soția președintelui Zelenski și așa mai departe. Dar în permanență anunță noi ajutoare, noi sancțiuni. Noi dorințe de ajutoare, noi sancțiuni, noi. Da, dar da. Iată că nu e foarte limpede cine ascultă din punctul acesta de vedere. Pentru că, deci aici va fi o chestiune, sigur, nu e momentul să discutăm acum, dar la un moment dat va trebui să discutăm. Uniunea Europeană a luat niște măsuri. De la începutul războiului, de sancțiuni, de nu numai Uniunea Europeană singură, au fost mai multe capete acolo, probabil. Da, noi că tragem linia acum, vedem că, din nefericire, ceea ce se spunea la începutul anului 2022, după care Rusia se contractă la nivelul PIB-ului cu 10% sau 15%, spune America, rubla se prăbușește, lucrurile nu stau chiar așa, o contracție a fost de 2 sau 3%, iar pe 2003, Fondul Monetar, Banca Mondială spune de o contracție de 3%, pe 2023, rușii spun de 1%. Probabil că adevărul e undeva pe la mijloc, pentru că deocamdată nu știm ce se va întâmpla. Dar oricum nu este dramatic. Nu e dramatic așa cum ar fi trebuit să fie. Cine a gestionat asta? Ce au gândit? Cum au gândit povestea asta? Pentru că este clar că cineva acolo, sau calculele, socotarea de acasă nu s-a prea potrivit cu cea din târg. Și sigur, dacă voi ați gândit așa și lucrurile în Rusia nu au mers atât de prost încât să afecteze pensionarul, omul de rând din Federația Rusă, deci pensia nu e afectată, salariul nu e șomajul nu e foarte mare în Federația Rusă, deci n-a ajuns suferința, ca să zic așa, la populația de rând a Federației Ruse. Ce ne așteptăm noi ca mâine să cadă regimul Putin când nu există, ca să zic așa, inputul pentru asta? Și iertați-mă, sigur că au plecat foarte mulți din Federația Rusă, dar din păcate au plecat exact aia care ar fi ieșit în stradă împotriva lui Vladimir Putin. Deci a mai plecat din populația aceea, de fapt, din Federația Rusă. Deci impulsul politic pentru schimbare de regim în Rusia este destul de precar în acest moment. Eu aș spune aproape inexistent. Așa că calculele acelea au fost greșite. Numai că acele calcule au fost greșite. Asta, ce transmit acum agențiile de presă și mai ales știrile economice, dacă China își revine, se redeschide, pornește să duduiala, ca să zic așa, este automat că ea va pune o presiune pe piață, iar prețurile carburanților vor crește.
marea șansă a Uniunii Europene a fost că China a fost închisă, COVID-ul a închis China, prin urmare a putut să cumpere Uniunea Europeană ceea ce China nu cumpăra, de pe piese, ca să zic așa, adiacente. Dacă China se redeschide și pornește, este clar că va pune o presiune. Care va fi efectul? Mai ales că în februarie intră în vigoare sancțiunile împotriva Federației Ruse, asta urmează să vedem. Sigur că Rusia va putea să vândă mai puțin, dar la prețuri mai mari. Deci nu știm cum vor afecta economia Federației Rusiei sau a Uniunii Europene, dar ar fi aproape ironic, ca să nu spun că ar fi un dezastru, dacă începe iarna asta odată și odată, s-ar putea ca Uniunea Europeană să se trezească într-un deficit energetic, calculele pe care le dau un economist este la 7%, și să aibă Uniunea Europeană probleme după un an de război sau probleme mai mari decât are Federația Rusă. Deja în ceea ce privește industria, în Europa este dezastru. Sunt foarte multe... S-a văzut și la Davos. Cancelarul german, cu mai nuanțat, dar a transmis un mesaj partenor american, prieten american, cum a spus dânsul, că protecționismul nu e ce trebuie. Și că dezavantajează firmele europene. Iar dezindustrializarea companiilor europene este o discuție extrem de vie în acest moment. Așa că revin la mesajul domnului ministru de externe al Austriei. Nu este clar dacă l-a spus din capul lui sau a gândit sau a vorbit cu capul altuia. Ca să mai exprim. Așa că acel tip de mesaj, să ne facem iluzii, nu este o excepție. Faptul că s-a rostit este problematic. Nu faptul că s-a gândit, că se gândește... Din păcate, destul de mult în Europa așa.